Slăvit să fie Jehova! Amen. Domnul cel atotputernic prezent la Betania în continuare în locul acesta, alături de pasajul citit, citesc un singur verset, 1 Cronici 16 cu 43. Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui și David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Amin, vă invit să vă reașezați. Slăviți să fie Domnul care este aici, singurul care este autorul binecuvântării. El a inventat binecuvântarea. Fără Dumnezeu nu există binecuvântare. Indiferent câtă prosperitate ar fi, fără Dumnezeu nu există binecuvântare. Dar ce bine că Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu este în noi. Și Dumnezeu este stăpânul vieții noastre. Slăviți să fie numele Domnului. Ne bucurăm de familia Neamțu, de fratele Dorin, sora Codruța, de fetițele dumnealor, Domnul să vă binecuvinteze casa și prezența Domnului să fie în continuare peste fiecare membru, atât la familia restrânsă, cât și la familia extinsă, la toți ai dumneavoastră. A rămas șocat de ce a făcut David. David se afla în plină prosperitate spirituală, este într-un moment în care... Vesetul 1 din capitolul 16 spune Numai ce a adus chivotul l-a pus în mijlocul cortului În centru În mijlocul cortului pe care l-a întins el pentru chivot Și a adus înaintea Domnului arde de tot jertfe de mulțumire Când a sprăvit David de a adus arderile de tot și jertfele de mulțumire A ascultat ce face David A binecuvântat poporul în numele Domnului David înțelege că binecuvântarea este extrem de importantă și o adresează tuturor. A binecuvântat tot poporul, nu în numele lui, nu în numele familiei lui, ci în numele Domnului. Realizează niște reforme, îi pune pe preoți la locul lor, pe fiecare, inclusiv ușierii. Și de la versetul 8 zice, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui. Faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte. Cântați, cântați în cinstea lui, vorbiți despre toate minunile lui, făliți-vă cu numele lui cel sfânt, să se bucură inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și sprijinul lui, căutați necurmat fața lui. Aduce un moment de închinare la adresa lui Dumnezeu. Ascultați ce spune versetul 36. Binecuvântat să fie Domnul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Și tot poporul a zis, mai avem o șansă, și tot poporul a zis, amin, și lăuda pe Domnul a făcut din nou o reformă și dintr-o dată, pe când să fie toți liniștiți, a zis, eu nu pot să plec să intru în palat. Am o responsabilitate extrem de importantă. Trebuie să fac timp pentru casa mea. Trebuie să-mi binecuvintez casa. Asta e mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt. Binecuvintează-ți casa. Vedeți, așa de ușor, suntem gata să oferim binecuvântări pentru alții. Așa de ușor oamenii, mai ales evanghelicii, zbun Domnul să te binecuvinteze. Și dacă am realizat ce înseamnă propoziția asta, probabil că am zis o am zis mult mai atenți, cu mult mai multă responsabilitate. Și oamenii împart binecuvântări peste oriunde. Dar de data aceasta, David zice, e un moment special. E momentul să-mi să binecuvintez casa. Nu mă interesează așa de mult toate realizările spirituale. Acum mă interesează casa mea. Și vreau să rostez binecuvântarea peste casa mea. Sunt foarte, foarte curios ce a zis David. Sunt foarte curios ce a făcut în propoziția asta. Și-a binecuvântat casa. Cum s-a adresat? Ce a zis? Ce manifestări a avut? Domnul nu îl lasă să le știm pentru că nu sunt scrise în Biblie, așa că nu o inventăm. Dar vreau să spun că ați binecuvântat casa înseamnă în primul rând alegeri corecte. Binecuvântarea casei tale înseamnă să alegi corect Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Binecuvântarea, dragii mei, nu este doar o rostire, nu este un cuvânt magic, nu este o metodă prin care fiecare dintre noi facem ce vrem, venim la biserică, se rostește o binecuvântare și dintr-o dată totul se transformă și mergem din nou la problemele noastre. Nu. Ascultați ce face cuvântul Domnului și Dumnezeu îl responsabilizează pe Moise și își spune foarte clar. Fiți foarte atenți, ați trecut râul Iordanului, acum binecuvântarea depinde de alegerea voastră. V-am oferit toate condițiile necesare să fiți binecuvântați. A fost cu voi, am parcurs tot spațiul ăsta din Egipt înspre Canaan, am fost lângă voi 24 din 24 de ore. Acum e momentul binecuvântarea să depindă și de voi. Binecuvântare înseamnă alegere. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Deuteronom 27, versetul 11. În aceeași zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului. După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și celelalte seminții să stea pe muntele Garezim ca să binecuvinteze poporul. Cum? Oamenii ăștia vor binecuvânta poporul. Ceilalți, din celelalte seminții până la 12, să stea pe muntele Ebal ca să rostească blestemul. Și leviții să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului Israel. Existau doi munți care stăteau față în față. Poporul trebuia să aleagă. Trebuia să aleagă dacă vor fi binecuvântați sau blestemați. Trebuia să aleagă dacă vor merge cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Trebuia să aleagă dacă vor fi doar teoretic în poporul Domnului sau și practic prin faptele lor. Ascultați ce spune Biblia, capitolul 28, binecuvântările, Deuteronom, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă, dacă binecuvântarea este condiționată, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului, tău. Versetul 15 spune, dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată și nu citesc, că nimănui nu-i doresc, nimănui. Binecuvântarea casei tale înseamnă alegeri corecte. Binecuvântarea casei mele, binecuvântarea casei fiecare dintre noi depinde de alegerile noastre personale. Vă felicităm că ați venit și ați avut o preocupare deosebită să vă aduceți fetițe în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu le va binecuvânta în continuare. După cum bine știți, îi predau hadasei de deci ce văd ce preocupări aveți și că vă interesează. Pe mintea acestei fetițe este înscrisă dorința de binecuvântare. Atenție pentru fiecare detaliu există. Dau seama după cum rostește cuvintele în pauză și când este provocată la ore. Binecuvântarea înseamnă alegere. Uitați-vă la doi bărbați care trebuiau să aleagă. De alegerea unuia dintre ei a depuns viitorul familiei lui. Este un moment interesant, nu intrăm în detalii, și dintr-o dată, Avram zice, alege-lot. Libertatea să alegi. În funcție de cum decizi tu, așa o să decid eu, alege. În funcție de ce alegi. Care sunt criteriile după care alegi un teritoriu sau altul, un domeniu sau altul? Vă întreb a avut parte de blestem lot pentru că a ales greșit? Vai, vai, vai. Zice Biblia, versetul 10, Genesa 13, Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine odată. a văzut doar cu ochii. N-a văzut cu credința, cu ochii spirituale, cu ochii Duhului, cu sufletul, cu Duhul. A văzut că toată câmpia Iordanului era bine odată în întregime, înainte de nimicii Domnul Sodoma și Gomora până la țoar, era ca o grădină, dar nu era o grădină. Semăna cu o grădină a Domnului. Dar era ca țara Egiptului. Lot, spune Biblia, versetul 11, și-a ales toate câmpia Iordanului și a mers pe răsărit. astfel. S-au despărțit unul de altul. Avram a locuit în țara Canan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma M-am fior Am o emoție specială Știți pentru ce? Pentru că Lot a ales fără să-l oblige cineva Pentru că Avram nu i-a zis Du-te tu acolo Era alegerea lui personală Știți bine cum i s-a terminat viața? Și mai știți? că din toată familia lui am rămas doar cu două fice. Într-un context azardos, groaznic era Sodoma, nu intrăm în detalii acum. Lot, cum de ai ajuns? Trăie la altar cu Avram, trei la rugăciune, tu erai într-un context în care iubeai prezența Domnului. Tu aveai o legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu din cer vorbea cu tine împreună cu Avram. Erai nepotul lui Avram. Aveai toate preferințele necesare să poți să fii binecuvântat. Aveai tot cadrul în care binecuvântarea Domnului să curgă peste casa ta, peste familia ta. Ce s-a întâmplat cu tine, Lot? Lot zice, mi-am autoblestemat casa pentru că am ales greșit. Dar Avram, tu ce faci? Genesa 18 cu 18 spune la pagina 18 căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic. Și în el, ascultați, vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. De ce? Căci eu îl cunosc și știu care se poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Dar Domnul nu va împlini oricum? Că unii dorm pe ureche și spun, lasă frate, că dacă au zis Domnul, nu contează ce facem noi, nu contează ce gândim noi, nu contează pe unde umblăm noi. Bine, cuvântarea lui Dumnezeu e condiționată ca să poată împlini Dumnezeu promisiunile și făgăduința pe care i-a făcut-o lui Avram, trebuie Avram să stea cu minte la locul lui și să aleagă corect în viață? Da. Binecuvântarea depinde de alegeri. Eu apreciez pe părinții care își aleg domiciliul. când vor să se relocheze în funcție de întrebarea următoare. Copiii mei vor avea biserică? copiii mei vor ajunge ușor la lăcașul de închinare? Pentru copiii mei, biserica va fi ceva ușor de administrat, ușor de ajuns în ea? Spune Biblia, în Marcu 10, i-au adus niște copilași. Cine i-au adus? Elicopterele? Zmurdu? Nu. Părinții. Niște părinți au ales în viața lor să pună deoparte o zi, două, trei, nu știu cât timp au călătorit, nu i-a interesat în primul rând cât câștigă în ziua și cât pierd pentru că merg la Isus Hristos și au zis, noi alegem casa noastră să o ducem în prezența Domnului Isus. Noi alegem să mergem cu copiii noștri în prezența Domnului. Pentru noi și pentru copiii noștri, Isus Hristos este prioritar. Nu-i prioritar pentru, nu-i Ioan, nu-i Andrei, nu-i alții. Pentru noi, prioritar este Isus Hristos. Alegem să umblăm pe calea pe unde merge Isus. Și ce au zis ei? Aducem copilajii aceștia cu singur scop ne interesează pe copiii noștri să atingă mâinile lui Iisus Hristos. Vă mă rog ca mâinile Domnului să fie întinse peste cele trei fetițe ale voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze casa. Binecuvântarea Domnului să fie prezentă peste fiecare dintre noi. E cineva care zice aici că vrea binecuvântarea, eu zic amin. Binecuvintează-ne, Doamne, binecuvântarea depinde de alegerile tale. Eram la o clasă predictoare, nu nici într-un caz la clasa Adasei. Și mi-au dat lacrimile, m-am ascuns urgent. Pentru că o fetiță mi-a zis următoarele cuvinte fără să o întrebe cineva. Domn profesor, tati, când mă rog cu mami, nu se roagă. N-am întrebat-o nimic. Vă dați seama cum să o așa ceva? O fetiță de șase ani. Și tati, când noi citim din Biblie, nu citește cu noi. Dar știți ce domn profesor a zis fetița? Mami mi-a zis că o să vină o zi în care tati va fi cu noi la rugăciune ca fi cu noi la Biblie. Amin. N-am întrebat detalii, că n-am vrut, am, am, încheiat urgent subiectul să nu-și dea seama ceilalți ce-o zis fata asta. Ca să nu privească apoi și zică, oh, tai că tu nu se roagă. Să nu brameze. Dar pe inima mea s-a apăsat un deget divin și Duhul Sfânt mi-a zis, vezi că lep ce important, e ca tatăl să inițieze altarul în familie. Vezi deci că ce important e pentru un copil de șase ani care înregistrează în creierul lui mic faptul că cineva din casă alege să nu se mai roage. Când stai în fața TV-ului bărbate care trebuie să fii preot în casa ta, când stai în fața unui smartphone, când stai cu capul în ziar, când stai cu capul în mass media, oprește-te, adună-ți copiii la rugăciune. Amin. Adună-ți copiii în prezența Domnului. Asta înseamnă alegere. Să fie înscris pe creierul copilului tău că dumneata nu ești din casă până când nu te rogi. De ce? Asta e alegere. Alegi să te rogi. Alegi să respecti cuvântul lui Dumnezeu. Alegi să umbli la casa Domnului. Alegi ca a ta casă să vină cu toată familia în prezența lui Dumnezeu. Foarte mult apreciez familiile pe care le văd și le vedem cu toții, că vin întregi la casa Domnului, când urcă pe scări, e o bucurie, fiecare copil e cu specificitatea lui, dar ce frumos, vin la închinare, e ca Avram, care a știut să poruncească copiilor lui, să umple în calea Domnului, într-o lume în care parenting-ul și sistemele astea în care vață oamenii, ne norocesc familii întregi și sunt responsabili când zic asta. Într-o lume în care se spune, nu-i spune copilului tău ce să facă, lasă-l să aleagă. Ce să aleagă? Lasă-l cu capul în internet, în prostii. O să vezi ce se alege de el peste 15-20 de ani. Nu, există o responsabilitate clară. Avram, zice Dumnezeul, cunosc pe Avram. E un bărbat responsabil, e un preot veritabil în casa lui. El va porunci copiilor lui, după el, nu doar să povestească despre calea Domnului, ci să țină calea Domnului. Va fi un bărbat exigent dacă îi trebuie uneori. Va fi radical în decizii uneori. Prunci nu-l vor înțelege alte ori. L-au înțeles să-i sac pe Avram? Ce să înțeleagă din jerf? Ce alegi, tată? Îi vinea să-i spună, ai fost la un control medical. Nici măcar nu au putut să-i spună, vezi că tot să fii el. Vezi că urmează să te jerfesc. Să Avram alege altarul cu riscul să-și piardă fiul. Și ce credea Dumnezeu, Avram despre Dumnezeu? Că Dumnezeul lui e în stare, după ce-i ars de tot îi sac și devine cenușă, carbonizat fiind, Dumnezeu îi rede înapoi. Pentru că a zis Avram, ce zice Dumnezeu, e da și amin. Ce zice Dumnezeu, e da și amin. Aliluia lui Dumnezeu. Binecuvântează-ți casa, alegând corect. Binecuvântarea casei înseamnă alegere. Alegerile tale determină binecuvântarea sau blestemul în casa ta. O să mă întreb, dar ce legătură are? Că până la urmă fiecare decide pentru el. Nu, există o perioadă în viața copilului în care, indiferent ce crezi, el poate să ajungă prezența Domnului doar dacă dumneata îl aduci. Nu o să se poate urca pe bolt, nu se poate urca pe tricicletă sau pe trotinetă, nu poate veni singur la biserică. Și există o predispoziție naturală în orice copil să nu vrea să vină la biserică. Există mici excepții în care Dumnezeu supranatural mișcă câte un copil și îi zice, uite, că sunt dumă la biserică. Și plânge fata și zice, dumă la biserică. Și el nu vrea și arată ce fată, dumă la biserică. Deci e o intervenție supranaturală. Dar, în mod natural, copilul tău nu o să vrea, prin ADN-ul lui, născut în păcat, să meargă la biserică. Când prima dată face ifo, se-și dă din mâini, din cap, din picioare, strigă și o să zică nu vreau biserică. Dumneata trebuie să-l îmbraci frumos, regulamentar, și să-l la biserică. Asta înseamnă să poruncești copiilor tăi să țină calea Domnului. Asta înseamnă alegere corectă. Nu te lăsa influențat de presiuni, de sisteme de manipulare care copilul le exercită chiar la vârsta între 0 și 3 ani? Alege corect. Binecuvintează-ți casa alegând corect doi Binecuvântarea casei depinde de atitudinile tale. Uitați-vă în Biblie, uitați-vă în viața reală. Toți bărbații și mai ales tații care au ironizat cartea asta, Biblia, care au zis că se poate bea un pahar de vin, că nu-i problemă. Care au zis că care e problema, că nu m-a predicat în ăștia fanatici de vorbesc despre bere fără alcool, ce e asta, mă? E serios. Care și-au bătut joc de slujitori, de oamenii lui Dumnezeu, care au terfelit Evanghelia prin modul în care au transmis-o. Dați-vă ce se întâmplă cu copiii lor. O să-mi ziceți, dar ce copii suferă? Sunt mici excepții în care copiii ale calea lui Dumnezeu în pofida părinților care au terferit drumul lui Dumnezeu. Și sunt alte excepții în care tații nu sunt vinovați, precum este Samuel, prorocul un om de excepție. Un om care are curajul să vină în fața mulțimii și să spună hai ridicați-vă în picioare care dintre voi a fost nedreptății de mine și de activitățile mele. Și toți au plecat capul în pământ și au zis nu, 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 ești nevinovat, mărturisim cu mâinile ridicate. Dar poruncii lui, este este excepție. Dar să știți că ce semănăm, mă aceea culegem. O să-mi spuneți, Caleb, tu n-ai copii, taci. Eu predic Evanghelia, eu spun cuvântul lui Dumnezeu. Mare, mare atenție. Când copilul tău e foarte vulnerabil, când el e ca un burete care absorbe tot, e foarte important atitudinea ta când te întorci de la biserică duminică dimineața acasă. E foarte important. Când s-a întâmplat ceva despre care copilul tău a zis că a fost greșit. Dacă tu deschizi subiectul și îl derulezi și începi și dai cu mitraliera și povestești. Și cum spuneam într-un alt mesaj, faci din pruncul tău tomberon spiritual și torni, și torni, și torni, și torni. Vezi că se umple tomberonul. Vezi că informațiile o să-i bulvereseze mintea și o să-i guverneze deciziile. E mic la vârsta aceea. Trebuie ținut de mână. Știți ce zicea la un moment dat când i-a venit mintea la cablu Iacov când s-a întors să se întâlnească cu Esau? Și ce a zis lui după ce s-au împăcat? Robul tău are copii micșori. O să merg la pas cu copiii mei. O să-i de mână. Și ce a zis Dumnezeu lui Agar când era disperată? Când era depresată? Când nu mai avea nicio soluție? Și ce a zis Dumnezeu? Acestei femei expulzată din societate, afară dată chiar de Avram, omul credinței. Primul lucru pe care le-a zis Dumnezeu a zis, scoală-te, țineți copilul de mână. Nu-ți lăsa copilul din mână. Avem tendința să ne aruncăm după lucrurile tăcătoare ale pământului și unii părinți își lasă copiii din mână. Ajunge copilul după ora 23 acasă, nu știe nimic, părintele. Unde ai fost? Nici nu știu că a ajuns. A ajuns, n a ajuns, nu știu de asta. Nu au fost la închinare, stați liniștiți. Atitudini greșite. Când, când, când un părinte zice, lască, nu-i chiar așa cum zice cu tare. Păi, realizează, dragul meu, tată, draga mea mamă, că în secunda 2 toate informațiile pe care le transmite omul la lui Dumnezeu din Biblie pentru copilul tău devin non valorice Eu așezat un X mare roșu pe predica lui, pe cântarea lui, pe slujirea lui și când o să se ridice omul ăla să predice sau să cânte o cântare, copilul tău dă bloc informații. Deja ai în altă lume. De ce, tată, eu zis că nu e în regulă? Atitudinea ta influențează copilul tău. Nu mă refer la contexte în care cei ce s-au întors la Domnul au avut copii mari deja și toată familia a fost în neștiință, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu. Mă refer la copiii care se nasc în familii unde ambii părinți se tem de Domnul. Nici măcar de acele excepții nu vorbesc în care unul dintre părinți nu s-a întâlnit cu Dumnezeu și s-ar putea ca predispoziția copilului să fie înspre cel ce nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Vorbesc de oameni botezați de zeci de ani. Vorbesc de oameni crescuți în familii de evanghelici. Vorbesc de oameni care au crescut în tinda bisericii și cu Biblia în brațe. Și au auzit cântările din cărțile de cântări, harfele de acum 50 de ani, de acum 30 de ani. Atitudinea ce să blestem Să o binecuvântare. Nu trebuie să-mi dați dreptate. Uitați-vă în viață. Uitați-vă. Și să ne uităm cu toți. Și fiecare dintre noi să fim responsabili. Să fim responsabili nici o atitudine greșită în dreptul unei lucrări a lui Dumnezeu. Nici o informație care generează bulversare în mintea copilului. Nici un sistem prin care să calomniezi pe cineva. Chiar dacă ar fi totul adevărat, nu vorbi cu copilul tău, informațiile acelea nu sunt pentru el. De ce nu-i dai permis de conducere la șapte ani? De ce nu-l lași pe stradă să umble cu... De ce? cu autoturismul. Pentru că legea știe că din perspectivă psihică și emoțională nu e suficient de dezvoltat. Nu poate administra acele decizii când să frâneze și când să accelereze. Când să pun la punctul mort sau când să intre în viteză. Atitudini care pot aduce binecuvântarea, atitudini care pot genera blestem. Și vreau să mai spun ceva în această dimineață indiferent ce s-a întâmplat cu tata și cu mama. Dacă ești la vârsta în care poți să decizi, alege-L pe Dumnezeu. Amin. Alege-L pe Dumnezeu. Caută fața lui Dumnezeu, iubește cartea asta, că au existat oameni care au crescut din familii periculos de grave, departe de Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dat îndurare. Dumnezeu le-a dat îndurare. Pentru că acel copil, acel băiat, acea fată a ajuns la vârsta decizională în care să facă diferența clară deslușit între bine și rău. Și la urez pe Dumnezeu. Binecuvântează-ți casa. Binecuvântează-ți casa. Alegeri corecte. Știți ce trebuie să gândească un tată și o mamă? Câtă vreme a fost burlac, necăsătorit, nemăritată, a luat decizii pentru el, pentru ea când a ajuns mare. Când e deja în familie și are copii, trebuie să se gândească în felul următor. Deciziile mele îmi pot nenoroci copiii sau mi pot binecuvânta? Și prea multe familii am întâlnit, în care, pentru că părinții n-au fost atenți la ce au gândit, la ce au vorbit, la ce au privit, cât au stat în fața ecranelor, cât de mult au fost interesați de Biblie, cât de mult i-a interesat închinarea, rugăciunea, postul, de câte ori pe săptămână sau de câte ori pe lună au declarat post familial cu casa. A observat o deviație în comportamentul unui copil, chiar dacă e mic. Tata, în mod biblic, trebuie să ia cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să caute cuvântul lui Dumnezeu și învățături despre acel comportament, să se roage. Nu doar să administreze o corecție prin nuia, să se roage, să intre în post, să spună ne postim pentru casa noastră. Nu vrem să se nenorocească, vrem casa noastră să fie binecuvântată. O, oh, binecuvintează, Doamne, casele noastre. Binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi, de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr, în numele lui Su. Binecuvântarea să fie peste casele noastre Binecuvântează-ți casa în al treilea rând Așezând-o sub aripile Domnului Exod 12 este fiorător În Egipt intră ultima urgie a -a. Egiptul e șocat De urgiile Domnului Este ultima urgie în care Dumnezeu decretează Că îngerul nimicitor va intra din casă în casă Egal cine e acolo nu contează care e numele lui de familie. Nu contează din ce seminție face parte dacă e dintre evrei. Nu contează cine a fost, cine e, ce vârstă are. Nu contează. Îngerul nimicitor intră din casă în casă pe tot teritoriul egiptean. Există un semn. Există un semn distinctiv. Există un mod prin care evrei care se tem de Domnul își așează casele sub protecția sângelui mielului fiecare tată, fiecare tată responsabil, spune Biblia, versetul 5, să ia un miel de un an fără de cusur, de parte bărbătească. Va putea să ia și un ied, dacă nu poate un miel. Să-l păstreze până ziua 14 -a. apoi să șerfească mielul, în mijlocul familiei nu intrăm în detaliu, și să ia un mănung de isop pe care să-l moaie într-o cu sângele mielului. Să stropească pragul de sus, stâlpii de la intrarea principală. tot mai multe lucruri ne șochează în ultima vreme. Și ce credem în continuare? Singurul care ne protejează este Isus. Singurul care rămâne cu pruncii dumitale, când nu mai poți să-i vezi, este mâna Domnului Isus Hristos singura protecție care are valabilitate ziua și noaptea, care poate să fie lângă casa ta, indiferent ce se va întâmpla, este sângele Domnului Isus Hristos. Așează-ți copiii sub aripile Domnului, Așa ți copiii sub protecția Domnului, rostește numele Domnului peste copiii tăi, înainte să iasă din casă, pune numele Domnului, binecuvintează-ți copiii, rosti numele Domnului peste copruncii tăi, spune numele și prenumele dacă trebuie, sau cel puțin prenumele și zi, Doamne, rostesc numele Tău peste, rostesc numele Tău peste, Vă stim să-ți binecuvântezi copiii și să-i așezi sub mâinile Domnului. Și avem o garanție. Ce păzește Dumnezeu, nimeni nu poate ataca. Binecuvântarea lui Dumnezeu este binecuvântare cu adevărat. Și protecția Domnului rămâne. Binecuvântată să fie casa voastră. Și nu uitați, binecuvântați-vă.